Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în Off on the Record, Watchdog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii societății civile și politicul, pentru că invitatul nostru de la această oră este domnul Vladimir Ionaș, sociolog avantgard. Vladimir Ionaș, bine ai revenit la Aleph News într-o situație puțin mai complicată. Facem acest interviu având în vedere că trăim în București și asta ne ocupă tot timpul, inclusiv cu utilitățile publice, respectiv curentul. Bine ai revenit, Vladimir! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Da, se mai întâmplă și astfel de cazuri, de cum vecin secționează firul principal de curent, da? Să sperăm că o să avem orizont de timp apropiat. Chiar mă uitam pe opțiunile electorale, că tu ești sociolog, faceți sondaje. Domnul primar general Bucureștiului nu se află printre preferințele. A apărut astăzi un sondaj, nu știu dacă ai văzut, comandat de cei de la USR, un sondaj Dissenter, realizat în perioada 27 mai 11 iunie, Emil Boc pe primul loc, Mircea Joană pe locul 2 și Marcel Ciolacu pe locul 3 cu 11%. Crezi că este credibil? Da, nu este o surpriză. Acesta este topul de foarte mult timp. Domnul Boc a reușit, probabil și datorită percepției astea creată la nivel național asupra ceea ce înseamnă municipiul Cluj-Napoca, să crească foarte mult în favorabilitate. Oamenii să aibă așteptări foarte mari de la domnia sa, să considere că este un lider politic diferit de liderii politici de la București și este un om care se bucură de o cotă de încredere foarte mare la nivel național, nu numai în municipiul Cluj-Napoca. Mircea Joană, de asemenea, de la izbucnirea conflictului din Ucraina, în primul rând, din punctul meu de vedere, datorită poziției pe care o ocupă, a unui organism internațional care exact cu securitate, inclusiv a României, se ocupă, a reușit să se mențină la, nu știu, în jurul a 30% favorabilitate întotdeauna, încă de atunci, de la izbucnirea conflictului. Deci nu e o surpriză. Marcel Ciolacu, evident că poate chiar a înregistrat o creștere în favorabilitate odată cu preluarea mandatului, pentru că, așa cum știm, amândoi odată cu preluarea mandatului de premier, cu preluarea mandatului de președinte, nivelul de așteptare față de acel om politic crește. Și evident că și favorabilitatea, notorietatea, speranța referitoare la modul în care va gestiona situațiile în viitor apropiat, sunt unele la un nivel destul de ridicat. Deci crezi că domnul Ciolacu va crește, dar domnul Iohannis e la 8% și Ciucă a ajuns la 5%. Domnul președinte, da, a scăzut extraordinar de mult în ultimul an și jumătate, din momentul în care a fost cel care a garantat această coaliție între PSD și PNL. Da? Oamenii care l-au votat în al doilea mandat s-au îndepărtat oarecum de domnia sa, consideră că într-un fel sau altul i-a trădat. Președintele și-a asumat până la urmă direcția asta. Vedem că și acum, odată cu rocada rotativă de la guvern, domnia sa merge în continuare pe această linie, considerând că stabilitatea politică e mai importantă decât favorabilitatea sa. Și evident că a pierdut și probabil aflându-se și în ultima perioadă a mandatului, știți cum, toți președinții în ultima parte a mandatului au suferit foarte mult. Acel sondaj, asta vreau să te întreb, Vladimir Ionaș, arată că AUR le place sau nu le place liberalilor, este pe locul 2 în opțiuni, cu 22%, pe locul 1 este în continuare PSD-ul cu 28%, repet, este o casă de sondaj care a făcut Dissenter, care a făcut acest sondaj la comanda USR, iar pe locul 3 este PNL-ul cu 18% și USR-ul cu 13% pe locul 4. 22% pentru AUR. Crezi că așa se explică discursul lui
Marcel Ciolacu de înainte și, mă rog, după învestirea ca premier de către Parlament și citez aici, am intrat în perioada de patriotism economic, trebuie să mâncăm românește, nu mai trebuie să fim sclavii Europei și joi seara... Practic, eu spun foarte sincer că m-am speriat când am văzut că suntem într-un regim de mobilizare generală, în maximă, suntem într-o urgență maximă și el de fapt anunța niște ONG-uri, OG-uri, scuză-mă, ca să se lupte cu prețurile și specula. Cum ți se pare acest discurs și această abordare cu care a început PSD-ul guvernarea? Cu siguranță că aurul reprezintă principalul pericol atât pentru PSD cât și pentru PNL. Și atunci eu am mai spus, mă aștept ca în această ultimă perioadă, până la alegerile de la anul, să vedem un discurs mult mai naționalist, patriotic al celor două partide mainstream, tocmai pentru a reuși să oprească din creșterea aceasta aur și poate chiar să rupă din ceea ce au obținut până acum în intenție de vot aur. Evident că dezavantajul lor este că trebuie să livreze, nu pot numai să promită fiind la guvernare. Dacă PSD-ul cu actuala formula a guvernului va reuși din toamnă încolo să livreze, evident că va stopa și poate va reuși să și câștige o parte a electoratului înapoi. Problema majoră este că aurul stă fără să fie nevoie să facă foarte multe lucruri, dar așteaptă după colț fiecare greșeală a guvernării și profită de aceasta. Din punctul meu de vedere, PSD-ul s-a adresat, mai degrabă Marcel Ciolacu s-a adresat exact acelei părți a electoratului pe care PSD-ul își dorește să-l reprezinte, să o reprezinte și pe care își dorește să o aducă la vot. O parte a clasei de mijloc și oamenii care au în momentul de față probleme majore cu creșterile acestea de prețuri, în special la tot ce ține de produse alimentare. Pensionari, oameni fără locuri de muncă și așa mai departe. Mesajele au fost corecte din punctul acesta de vedere. Problema este dacă va reuși în aceste 3 luni de vară să poarte negocieri cu, așa cum spunea, reprezentanții marilor lanțuri de magazine, producătorii, cu Bruxelles pentru a crește anumite alocări pe anumite capitole și va reuși din septembrie să livreze aceste lucruri, va avea de câștigat. Dacă nu va livra, presiunea va fi una extrem de mare din partea societății, din partea propriului electorat, dar mai ales din partea partidelor de opoziție, AUR și USR. Dar nu ți se pare că această abordare, adică eu m-am simțit ca, nu știu, naționalismul anilor 90-2000 cu Funar, cu băncile, ți-aduce aminte, vopsite în tricolor. Bun, da. Încearcă să capteze o anumită parte a electoratului, dar poate și o pierde pe cealaltă. Adică, nu? Nu neapărat, nu există riscul să și o pierdă, repet, dacă livrează. PSD-ul și PNL-ul pot avea orice linie de discurs din punctul meu de vedere, pentru că ochii mai degrabă cetățenii, electoratul așteaptă de la ei chestii concrete livrate. Dacă pe de o parte ar avea un discurs din acesta naționalist, patriotic, dur, dar pe de altă parte ar reuși să livreze pentru toate categoriile interesate în momentul de față de modul în care guvernarea funcționează, vor avea de câștigat. Într-adevăr, dacă vor avea un astfel de discurs dur și nici nu vor reuși să livreze, în momentul acela riscă să piardă foarte mult, nu neapărat să piardă în favoarea altcuiva, ci să facă o parte electoratului să nu se prezinte la urne, ceea ce pentru partidele mainstream, pentru partidele mari, este la fel de grav și de periculos. Pentru că aurul, din punctul meu de vedere, în anul 2024 va reuși să mobilizeze foarte ușor acea parte electoratului care declară oficial că va vota AUR, dar în plus va reuși să mobilizeze o parte a electoratului care va veni să voteze din frustrare, din supărare, din nemulțumire și care va acorda votul AUR-ului doar, am mai folosit eu acest termen, doar de-al dai, ca să piardă partidele alea mari despre care știm cu toții că sunt rele, corupte și așa mai departe. Și evident că putem avea o surpriză. Singura nelămurire este dacă această reculare a unei părți a societății va avea loc la primele alegeri, la cele europarlamentare, și atunci, evident, ai un aur, un corp foarte bun, dar va trimite europarlamentar la Bruxelles,
asta e influența majoră asupra politicii românești, nu va fi una sensibilă de noi toți, sau oamenii, într-adevăr, la europarlamentare nu vor acorda un interes major așteptând alegerile parlamentare și pe cele locale. E o necunoscută pentru că astăzi când vorbim, o intenție de participare reală la vot este între 27 și 30%, mai mică decât la ultimele parlamentare, ceea ce, din nou, e un mare, reprezintă un mare semn de întrebare referitor la care dintre partide va reuși să-și mobilizeze mai bine electorat. 27-30% la europarlamentare sau la parlamentare? La parlamentare. La parlamentare. Și la europarlamentare? Puțin mai mică, întotdeauna la europarlamentare este mai mică, în jurul la 25%. Dar, repet, eu am două nelămuriri majore care mă pot ajuta să estimez o prezență la vot la anul. Primul rând, candidații la prezidențiale, dacă va apărea vreun candidat care să poată reprezenta o locomotivă, o persoană care să creeze în societate emoția, aștepta, nivel, să crească nivelul de așteptare, lucru care ar duce ca toate celelalte tururi de alegeri să devină interesante. Și în al doilea rând, modul în care va arăta această toamnă, iarnă și în contextul războiului din Ucraina. Pentru că dacă presiunea privind prețurile, nu numai la alimente, dar și la energie electrică cade și așa mai departe, va putea crea acea emoție negativă, evident, în societate, care să ducă la o prezență majoră la votul de la anul. Vladimir Ionaș, te rog frumos să-ți ții ideea, pentru că trebuie să luăm puțină pauză. Revenim, doamnelor și domnilor, pauză și revenim cu Vladimir Ionaș. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiunea. Invitatul nostru de la această oră este Vladimir Ionaș, așa cum l-ați văzut, sociolog avantgard. Spunea Victor Ponta, fostul premier, că este al nouălea guvern al României, mandatul lui Klaus Iohannis. Primul guvern a fost cel al Ponta, Cioloș, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban, Câțu, Ciucă și Ciolacu. Orice firmă, și aici îl citesc pe Victor Ponta, orice asociație sau chiar echipă de fotbal la care schimb conducerea de 9 ori în 9 ani, dă faliment. Asta este și România lucrului bine făcut. Spuneai că președintele Klaus Iohannis va deconta și se vede în sondaje cum decontează această a patra numire a unui premier PSD în cele două mandate ale sale, Tudose, Grindeanu, Vâncilă și acum vorbim de Ciolacu. Cum crezi că asta mergem puțin spre problemele din partide? Cum crezi că asta va ajuta PNL? PNL a decontat foarte mult perioada în care a avut primul ministru. Este și normal. Partidul care dă primul ministru decontează cel mai mult pentru că în percepția publică premierul este cel care contează cel mai mult, indiferent de numele miniștrilor de la diverse portofolii. Toate problemele, toate greșelile miniștrilor se sparg în capul premierului și evident că și partidul pe care îl reprezintă acel premier va avea de suferit. Din momentul acesta, PNL-ul evident că poate sta cumva mai în umbră, în linia a doua, și să lase Partidul Social Democrat să fie cel care decontează, care este asociat în principal cu guvernarea. Vedem că inclusiv PSD-ul și liderii partidului își asumă acest lucru, inclusiv prin modul în care, cum vorbeam mai devreme, prin liniile de mesaj pe care le-au abordat. Da? A fost o preluare a guvernării extrem de vizibile, dură, nu s-au mulțumit să aibă loc o pasare din asta funcției cumva mai ascunsă, mai lipsită de transparență. Deci de acum ei vor fi principalii decontatori ai guvernării. E o perioadă destul de grea, cu multe crize suprapuse, deci semnele de întrebare legate de cum va reuși să gestioneze și cum va arăta în sondaje intenția de vot pentru PSD, de exemplu, în toamnă, sunt foarte mari. PNL-ul poate să recupereze din ceea ce a pierdut, mai ales dacă va reuși din această poziție de al doilea partid de la guvernare să comunice, cum a făcut-o PSD-ul când era al doilea partid, va reuși să aducă înapoi din ceea ce au pierdut. Din punctul meu de vedere, cel care va pierde în continuare, indiferent ce se va întâmpla, va fi președintele Iohannis. Dar, repet, din punctul meu de vedere, domnia sa și-a asumat.
Președintele Iohannis și-a impus oameni în guvern, Vladimir Ionaș. O altă problemă a Partidului Național Liberal și, în general, a partidelor care au președinți de dreapta. Că, dacă mi-aduc aminte, pe vremea lui Ion Iliescu și a lui Adrian Stase, acolo au mai fost tensiuni. Aici partidul s-a executat. Le-a spus să nu fie nimeni... Ți-aduce aminte? Era Rareș Bogdan. Dom'le, vreau să fiu vicepremier. A venit Iohannis și a zis nimeni din conducerea de vârf a partidului nu mai intră în guvern. Bun. N-au zis nici pâs. Dar Iohannis și-a impus externele. Am aici educația, da, justiția, continuare, justiția, și-a impus miniștrii, nici nu mai știi câți de fapt are PNL-ul și câți de fapt are Iohannis. Evident că la nivel apărarea... de poate apărea, că președintele nu a mai dorit să aibă oameni doar la acele ministere despre care am știut încă de la începutul înființării acestei coaliții, că îi dorea foarte mult educația, externele și apărarea și justiția, unde să aibă oameni cu care să poată dialoga. În momentul de față pare că mai mult de jumătate de structura Partidului Național Liberal este compusă din oameni pe care președintele cu siguranță îi agrează. În plus, evident că surprize au existat, mai ales în cazul miniștrilor care nu mai sunt astăzi în guvern, precum domnul O de la Interpe sau domnul Popescu de la Energie. Ceaurescu. Da? Iată că președintele și-a impus punctul de vedere și aici. Din nou, Partidul Național Liberal a depins foarte mult timp și încă mai depinde de președinte, pentru că nu are acel lider care să poată să ia locul, cel puțin în contextul alegerilor, celor patru tururi de alegeri de la azi. Și atunci, probabil până își va clarifica modul în care va aborda alegerile de la anul, Partidul Național Liberal depinde de președinte. Totuși, putem consemna faptul că au avut un cuvânt de spus, pentru că domnul Aurescu, care era printre preferații președintelui, iată că la cererea PNL nu mai este în cuvânt, chiar dacă a fost înlocuit tot de un apropiat al președintelui. Și Aurescu, el a fost numit consilier prezidențial. Prezidențial, măcar a ținut cont de faptul că domnul Aurescu a adus prejudicii din punctul de vedere al imaginii Partidului Național Liberal. Da? Domnul Popescu, de asemenea, la energie, reprezenta o problemă din punctul de vedere al percepției publice și iată că a fost schimbat cu un ministru tânăr care a fost la digitalizare. Nu știu cât de mult va aduce calitativ vorbind ministerului, dar cel puțin la nivel de imagine nu are imaginea pe care o avea domnul Popescu. Pe vremea lui Traian Băsescu, dacă ți-aduci bine aminte, în ultimul an, un an și jumate, începuse scandalul între PDL, Aripa Blaga și tabăra Băsescu, Traian Băsescu, perdeluță, congres, ți-aduci aminte, la revedere PDL. Aici ei nu reușesc să se desprindă de președinte. Domnul Ciucă face ce zice președintele, partidul face ce zice președintele. Te întreb așa, crezi că Ciucă la șefia Senatului va supraviețui în ăsta un an și jumătate astfel încât să rămână în pole position pentru candidatura la președinție? Sincer, din punctul meu de vedere, domnul Ciucă va supraviețui cu siguranță până la alegerile europarlamentare. De acolo mi-e greu, foarte greu să spun ce se va întâmpla cu oricare dintre președinții partidelor din România, pentru că acel moment este primul moment electoral important pentru partide și un eventual rezultat negativ va putea duce inclusiv la schimbarea de președinți ai oricărui partid dintre cele care contează astăzi în România. Și atunci, după europarlamentare, pe care, să fim sinceri, nici măcar partidele din România nu pun un preț extrem de important, pentru că dacă ar pune, am vedea niște liste cu oameni care să reprezinte ceva și să conteze, da, nu știu, obiectivele pe care și le propune pe următorii 4 ani România la Bruxelles. Lucrul ăsta nu se întâmplă și atunci probabil alegerile europarlamentare vor fi mai degrabă un test electoral pentru fiecare partid, pentru conducerile fiecărui partid și ulterior putem vorbi de orice fel de scenariu, dar mai sunt multe luni până atunci, mai e un an dacă... Din ce se zizezi e că europarlamentarele astea le vezi ca un șoc?
le vezi ca un șoc. Vor fi un șoc major. Acum, nu știu dacă va fi un șoc care să, știi, să ne reînvie ca societate, să, sau un șoc care ne va trânti de tot și apoi să ne fie foarte greu să ne mai ridicăm. Dar cu siguranță va fi un șoc. Crezi să trecem și la PSD și după aia trecem la UDMR. La PSD, Grindeanu a reușit să rămână la Ministerul Transporturilor. Domnul Ciolacu are o serie de controverse pe care nu și le-a rezolvat în timp, mă refer la studii și declarații și diplome, așa cum ne-au obișnuit politicienii de vârf din România. Adică domnul Ciucă avea problema cu plagiatul, domnul Ciolacu e cu bacalaureatul. Crezi că se va întâmpla ceva în PSD, având în vedere supraviețuirea asta a lui Grindeanu, modul cum va supraviețui sau nu domnul Ciolacu? Adică, te întreb foarte sincer, crezi că Ciolacu se va eroda mai repede decât Ciucă? Se va eroda, dar din punctul meu de vedere, modul în care Marcel Ciolacu conduce Partidul Social Democrat îi oferă un atac și nu cred că riscă în perioada următoare să aibă vreo problemă, mai ales că ocupă și fotoliul de prim-ministru. Dacă ar fi existat vreo încercare, aceasta ar fi avut loc acum până la această rocadă. Din acest moment până la sfârșitul anului 2024, după alegeri, eu nu cred că există vreo grupare în Partidul Social Democrat care să aibă puterea să ia partidul actualului președinte. În plus, inclusiv această alianță pe care o are cu Sorin Grindeanu, un alt lider important al partidului, îmi întărește ideea. Plus că Ministerul Transporturilor reprezintă un minister care poate livra în a doua parte a acestui an sau la începutul anului viitor lucruri palpabile pe care oamenii să le simtă, să le vadă. Și atunci am înțeles de unde această încăpățânare și dorință a PSD-ului de a păstra ministerul. Iată că și a lui Grindeanu, că e singurul evident care livrează. Și ai văzut, și când iese Ciolacu, se mândrește cu realizările lui Grindeanu. Nu poate să zică nimic de Budăi, nu poate să zică nimic de Daia, nu poate să zică nimic de miniștrii lui. Spune de Grindeanu. Pentru că e foarte ușor să vorbești despre loturi, părți de loturi din autostradă, pentru că oamenii le văd la un moment dat. Da, ajung acolo, merg pe ele, le palpează. Când vorbești de măsuri fiscalo-economice, despre lucruri pe care le negocia, oamenii, ok, au ascultă, dar până a doua zi trec peste ele. Dacă reușești să livrezi, nu știu, să termini acele părți din autostradă care leagă Sibiu de auto de Nădlac și oamenii vor merge în vacanță la iarnă sau la începutul anului viitor lin de la Sibiu până la Nădlac, toată lumea o va conștientiza, da? Și vor înțelege că lucrurile s-au întâmplat. De aceea și dorința aceasta de a rămâne ministerul la PSD, pe care, repet, am înțeles-o și văd că le-a ieșit. Negocierea a fost una bună pentru PSD. Vladimir Ionaș, scuză-mă că te întrerup, trebuie să luăm puțină pauză, doamnelor și domnilor, pauză și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiunea. Invitatul nostru de la această oră este Vladimir Ionaș, așa cum l-ați văzut, sociolog avantgard. L-au schimbat pe Daia, da? L-au lăsat pe domnul Rafila, ai văzut controverse inclusiv la comisie. Rafila cam a căzut, înțeleg, și în sondajele, nu mai e ce era. Budăi a rămas la Ministerul Muncii, dar a venit, că știi, și asta trebuie să înțeleagă și telespectatorii, și la PSD e ca la PNL. Domne, agricultura a cui? A lui Stănescu. De ce nu vine domnul Stănescu la 60 de ani, 70 de ani, nu știu câți ani are, să, mă rog, și la vârsta asta să mai faci politică la... În fine, mie mi se pare cam mult. Dar își pune tot felul de, își pun ăștia din baroni tot felul de pupile. Domnul Stănescu și l-a pus pe domnul Barbu. Ai văzut discuțiile și declarațiile, l-au prins ziariștii că nu știa, acum nu știu cât știe toată lumea care este salariul minim, mediu, nu știu ce l-au întrebat din agricultură. L-au mai pus pe cel de la tehnologia informației sau digitalizare, un tip care a fost purtător de cuvânt la domnul, zi să-i zic cum îl cheamă, de la, am acum un lapsus, Moldovan.
Okay, da? Radu Moldovan, Bistrița, purtătorul de cuvânt și consilier, bun, parlamentar de 3 ani, a ajuns ministru, l-au întrebat și ziariștii ce au făcut în ultimii ani, nu prea a știut să zică. Adică sunt și puncte slabe în echipa PSD-ului. Crezi că sunt mai multe la PSD sau doamna Turcan ne va ocupa tot timpul și doamna Odobescu și alte câteva doamne sau doamna Gorghiu? Pe modelul în care președintele a reușit să-și impună persoanele pe care le dorea la PNL, știm foarte bine că la PSD sunt organizațiile puternice care aduc voturi, care își impun oameni. Asta a fost cu constant, o știm întotdeauna. Da, întrecerea socialistă. Evident că așteptările sunt ca măcar oamenii pe care își impun să fie unii care se pricep la domeniu și care vor avea rezultate. E de văzut. Eu personal nu-l cunosc nici pe domnul de la digitalizare, nici pe domnul de la agricultură. Domnul Daia trebuia schimbat pentru că aducea deja prejudicii. Cât de mare era favorabilitatea domnului Daia la preluarea mandatului, atât de mică ajunsese acum la finalul mandatului, pentru că, din nou, degeaba vorbești mult și încerci să explici pe limba cetățenilor anumite aspecte dacă nu, oamenii nu văd nimic concret, nu simt că ceva se schimbă. Eu personal de la doamna Odobescu, de exemplu, am așteptări, mai multe așteptări decât am avut de la domnul Aurescu. Singura mea speranță, cel puțin în cazul politicii externe a României, este să vedem mai multă transparență, pentru că în ultimul an jumătate noi nu am știut, niciunul dintre noi, care sunt liniile pe care mergem, obiectivele noastre. Știți, mereu tot dau exemplul ăsta. Noi, pe vremea lui Traian Băsescu, știam foarte clar că avem o axă de urmat, Londra-Washington. Axa Licurici. Eu știu că finalitatea este la Washington, dar nu mi-e clar pe unde trebuie să oprim să realimentăm. Știți, unde e punctul de mijloc? Nimeni nu mai știe. Pentru că nu este transparență nici în cazul la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Noi nu știm exact care e poziția României, ce ne dorim, cu ce ajutăm. Dar sper ca lucrurile acestea să se schimbe și să avem un suflu nou acum la Ministerul de Externe. Crezi că doamna Turcan ne va ocupa tot timpul? A făcut muzică. Sincer, nu cred. Nu cred. Cred că, ținând cont de faptul că urmează un an electoral extrem de important, mă îndoiesc că oamenii mai așteaptă neapărat circ. Chiar dacă vom avea anumite gafe, greșeli, se va trece foarte repede peste ele, pentru că urmează o perioadă dificilă. Pe mine personal mă îngrozește faptul că Germania și Irlanda sunt țări care deja au anunțat că au intrat în recesiune. Da, dacă la nivelul Uniunii Europene avem două dintre cele mai puternice state din punct de vedere economic în recesiune, mă întreb cum va arăta toamna pentru toată Europa, pentru toată Uniunea Europeană și mai ales pentru noi, pentru România. Trebuie să ne gândim, tocmai de aceea aș vrea să văd din partea guvernului acesta foarte, foarte multă transparență și un dialog constant cu societatea, pentru că avem nevoie de sinceritate și de deschidere. Pentru că una este să-i spui cetățeanului: îmi doresc să fac lucrurile acestea, dar iată că avem următoarele probleme și nu știu exact cum vom ajunge să le realizăm, dar ăsta e obiectivul. Și alta e să vii cu promisiuni și apoi să nu mai oferi nicio informație publicului, să lași teoriile acestea ale conspirațiilor care circulă și câștigă teren, pentru că e natural. În momentul în care tu, autoritate, nu comunici, câștigă teoriile conspirației. De aceea eu mă aștept la o altfel de comunicare și la mult mai multă transparență. Ești optimist, dar știm... Nu știu dacă te va întâmpla. Am văzut acolo puțin o schimbare de look, s-au mutat steagurile, s-a mutat premierul, nu mai stă... Adică pe imagine lucrează PSD-ul cu strategii de acolo, cu domnul Popescu și echipa de sunet și lumină, însă și pe declarații. Adică mie spun, primul discurs al lui Marcel Ciolacu, cum am făcut să mă înspământ, adică era comunistoid, în Parlament și l-a mai rafinat, adică n-am mai avut accentele alea comunistoide, parcă l-auzeam pe Ceaușescu. Am văzut, dar rămâne pe această tensiune naționalistă, populistă, așa cum există și programul de guvernare. Crezi că o să aibă, Ciolacu a spus, o să am
greve, o să am probleme, o să am, adică ei se așteaptă, nu sunt nici pesediștii total desprinși de realitate. Crezi că vor veni multe probleme în cârca lui Ciolacu? Da, pentru că având un an electoral atât de important, cinic vorbind, e momentul în care mai ales liderii de sindicat, care sunt oameni cu o experiență uriașă politică, vor înțelege că toamna aceasta e momentul în care pot cere și pot pune presiune și pot convinge clasa politică să ofere ceea ce ei își doresc. Și atunci cred că multe categorii socioprofesionale, mai ales după succesul sindicatelor din educație, multe categorii socioprofesionale vor încerca să pună presiune pe guvern și vor încerca să obțină creșteri sau diferite beneficii. E clar că și clasa politică, și PSD-ul și PNL-ul probabil se așteaptă la acest lucru. Singura mea întrebare este dacă cele două partide vor înțelege începând din toamnă că trebuie să fie cumva unitare, să fie unite, să lucreze împreună, sau vor funcționa în contextul anului electoral 2024 și încercând fiecare să obțină cât mai mult și să câștige în vederea alegerilor parlamentare și mai ales a celor prezidențiale. E o nelămurire aici, nu știu exact cum vor arăta lucrurile și cred că nimeni nu știe, pentru că și președintele, oricât de mult și-ar dori și ar susține această stabilitate politică, la un moment dat ruptura între PNL și președinte va apărea. Nu știu dacă în toamnă, în iarnă sau abia la începutul anului viitor, dar e clar că lucrul ăsta se va întâmpla. Crezi în previziunea lui Kelemen Cunor, pentru că ajungem acum pe final de emisiune la UDMR, că PNL-ul se va desprinde pe final de guvernare de PSD? Ca o paranteză, este marea mea dezamăgire față de nou guvern, faptul că UDMR-ul nu mai face parte din coaliția de guvernare. Eu sunt unul dintre cetățenii care consideră că UDMR-ul este mult mai bine să fie la guvernare decât în afară, mai ales în contextul unui an electoral atât de important. Nu știu dacă PNL-ul se va desprinde, există acest scenariu. Nu știu care dintre partidele politice de la noi de astăzi își va asuma o guvernare minoritară. Pe celălalt a zis că demisionează dacă pleacă PNL-ul. Tocmai. Ai aruncat țara într-o instabilitate uriașă și vei deconta major dacă pleci de la guvernare. Tocmai de aceea cred că, evident, e un scenariu de lucru, dar probabil inclusiv datele, analizele, sondajele pe care le fac le arată sau le vor arăta faptul că un astfel de scenariu ar aduce pierderi majore, nu un câștig. Trebuie să luăm puțină pauză, revenim, doamnelor și domnilor, pauză și revenim cu Vladimir Ionaș. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este Vladimir Ionaș, sociolog avantgard. De ce crezi că au dat afară UDMR-ul de la guvernare? Te întreb și eu sincer. Și aici eu m-am gândit foarte serios la câteva ipoteze. Prima, adică cred că a vrut-o Iohannis, că Ciucă și Ciolacu nu făceau nimic fără Iohannis. Semnalul a fost dat de la Cotroceni, înțeleg că se știa. Noi când mai așteptam semne și inclusiv prin declarațiile lui Kelemen Cunor, cam se știa cam de două săptămâni că UDMR-ul nu mai este în cărți. Și aici m-am gândit la două chestii. Primul lucru, că știi că Iohannis și PNL au tendința asta de a se afilia la tot felul de trenduri europene, PPE, viața noastră e. Crezi că a vrut să-i dea un semnal România regimului de la Budapesta, nu știu cu ce l-ar afecta pe Victor Orban, dar nu exclud să existe și această idee în capul politicienilor români la nivel înalt. Deci, pentru un semnal pentru Budapesta sau pur și simplu au vrut să ia o temă din gura celor de la AUR? Că poate să fie și o explicație internă. Sincer vă spun, dacă este vreuna dintre cele două motive, dacă este vreunul dintre cele două motive cel real, este extrem de greșit în ambele cazuri. Pentru că mesajul, eventualul mesaj pe care îl trimiți Budapestei lui Orban este unul greșit, pentru că nu-l va face să se liniștească. Ba din contră, îi dai mai multă apă la moară și va avea portavoci anul viitor aici,
lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă UDMR era la guvernare, să te lupți cu aurul pe acest subiect în condițiile în care problemele interetnice în România nu mai reprezintă un interes major pentru un procent semnificativ din populație, din nou e greșit. Eu personal am crezut că e mai degrabă un lucru mult mai simplu, dorința majoră a PSD-ului de a păstra Ministerul Transporturilor și dorința majoră a PNL de a avea un minister cu bani, cel al dezvoltării. Iar UDMR-ul de data aceasta n-a vrut să facă nicio, să lase deloc de la ei. I-au vrut ministerul acela... Ai mers pe vulnerabilitățile omenești, lăcomia. Pe acest scenariu am mers și prefer să cred că asta e realitatea și nu unul dintre cele două, pentru că mi s-ar părea extrem de greșit din punct de vedere strategic. Bun. Politic, așa cum politic nu contăm la Washington, să știți că politic nu contăm nici la Budapesta, nici la Varșovia, cam în nicio capitală europeană. Eu sunt de acord cu tine, dar vezi, în capul lor există alte idei, în capul politicienilor românii. Vedem că Kelemen Cunor n-a putut să treacă, își retrage oamenii din guvern. Vezi o reîntoarcere la un moment dat, că e clar că UDMR-ul va fi la un moment dat din nou la guvernare. Și mă refer aici la perioada electorală care vine. Asta va ajuta UDMR-ul din punct de vedere electoral sau din contră îl va slăbi? Îl va ajuta, dar îl va transforma într-un... Să folosesc o metaforă care să nu jignească, într-un jucător mult mai dur. Ar fi fost un jucător liniștit, care stă la masă și e sigur că va obține acel pot pe care și-l dorește. În momentul de față îl transform într-un jucător care trebuie să fie mult mai dur, să aibă mesaje mult mai dure. Va fi un fel de aur al minorității maghiare din România, din punctul meu de vedere la anul. Și lucrul ăsta nu ne va face bine ca societate. Va avea de câștigat. Probabil va obține un scor extrem de bun, pentru că și populația de etnie maghiară este unită și înțelege că e un moment greu. Sunt de acord că UDMR-ul va reveni la guvernare probabil după alegerile parlamentare din 2020. Da, de voturile UDMR au nevoie la alegerile prezidențiale, nu? La alegerile prezidențiale, evident. Are nevoie, mai ales... Când foarte probabil tot Kelemen Cunor va fi președinte. Deci se va întoarce, se vor întoarce să-i... Problema lor este că PNL-ul oarecum pare, cel puțin la nivel de percepție publică, principalul vinovat pentru ieșirea, cel puțin așa a fost prezentat, ca fiind principalul vinovat pentru ieșirea UDMR de la guvernare, și PNL-ul reușise în ultimii ani să câștige apropierea aceasta, prietenia UDMR. În momentul de față a reușit să arunce UDMR-ul din nou în brațele PSD-ului. Da, da, ai văzut că Kelemen Cunor l-a atacat și pe Ciolacu, deși ți-aduce aminte că și pe vremea lui Dragnea UDMR-ul a înghițit, dar a rămas partener loial, chiar dacă toată țara era împotriva lui Dragnea. Pentru că suntem pe final de emisiune, mai am două întrebări. Prima întrebare este situația din Parlament și momentele de la învestire. De la votul de investire, care discurs ți-a plăcut mai mult și de ce? Sincer, nu a fost vreun discurs care să-mi stârnească interesul neapărat. Au fost discursuri pe care le așteptam. Au fost discursuri axate pe interesul electoral al fiecărui partid și al fiecărui lider. Nu a fost nimic extraordinar, dar ne uităm la cum arată discursurile, de exemplu, oamenilor politici în momente cheie în Statele Unite. Mă uitam la discursul premierului Poloniei de la Bruxelles recent. Sunt discursuri cu emoție, care stârnesc emoție, care fac o parte a electoratului care te susține să simtă nevoia să se ridice, să spună ceva. Nu. La clasa politică din România de foarte mult timp nu am mai văzut chestia asta. Probabil
Traian Băsescu și Crin Antonescu au fost ultimii lideri politici care reușeau prin discursuri să creeze acea emoție pe care o așteaptă societatea. Da, sunt cam infantil și în discursuri și am văzut și în abordări, adică despre lucruri mici. Oamenii s-au redus la lucruri mici. Mă așteptam la un discurs bun al lui Cătălin Drulă. S-au pus foarte multe așteptări în Cătălin Drulă. Mie mi s-a părut foarte slab. Din punctul meu de vedere, dacă pot să-mi exprim o poziție, chiar discursul lui Kelemen Hunor a fost unul dintre cele mai bune discursuri, a spune cumva ca de obicei, având în vedere că Kelemen Hunor are și umor și substanță. Pe final de emisiune te-aș întreba, Vladimir Ionaș, dacă ai fi consilierul lui domnul Ciolacu, având în vedere ce a pățit Bode cu plagiatul, această tinichea care atârnă de coada oamenilor politici, ce a pățit domnul Ciucă cu plagiatul. Acum avem o altă situație. Domnul Ciolacu cu bacalaureatul, diplomele, 21, 18 ani, era la firmă, nu era la firmă, când și-a dat bacul, când a luat licența, e o varză acolo. Cum n-ai sfătui pe un asemenea om? El și-a început mandatul fix cu aceeași problemă, cu studiile. Cum l-ai sfătui? Cum ai sfătui un politician să gestioneze o asemenea situație? Transparent. Eu sunt pentru transparență. Eu cred că un discurs sincer referitor la, nivelul educației, modul în care, câte clase am și așa mai departe, ți-ar aduce câștiguri, pentru că chiar dacă pe rețelele sociale poveștile despre plagiat, discuțiile despre plagiat strânesc interesul pentru cea mai mare parte a electoratului din România, problema educației sau nivelului de educație a unui lider politic este printre ultimele probleme care interesează. Oamenii își doresc în funcții publice, că tot e asta cu fără penali, își doresc oameni care să fie ca ei. Oameni care să îi poată reprezenta și ca să îi reprezinte trebuie să îi înțeleagă. Trebuie să le știe problemele, să le înțeleagă problemele, să trăiască sau să fi trăit până în acel moment la fel ca ei. De aceea eu cred că sinceritatea, faptul că vii în fața societății și spui, domnule, eu nu sunt un om perfect. Eu nu sunt, cel mai bun, n-am terminat Sorbona, nu sunt membru al Academiei. Vreți oameni care să aibă, mergeți la mediul universitar, căutați oameni, profesori universitari, membri ai Academiei. Eu sunt un om politic care își propune următoarele trei lucruri în mandatul ăsta. La sfârșitul mandatului, că nimeni nu e foarte lung, e de un an și ceva, da? Mă veți judeca dacă am reușit să livrez sau nu. Eu cred că cu astfel de comunicare poți câștiga. Pentru că în momentul ăla arăți, pe de o parte, faptul că ești sincer și deschis și transparent și pe de altă parte arăți că nimeni nu te ar deranja eventualele atacuri exact pe acest subiect. Că eu sunt convins că în următoarea perioadă se va discuta foarte mult. Bacalaureat, bine, nu are ies doctorat. Ies fișele, ies diplomele, ies... Da, da, da. Păi da, dar nu cred că e mai bine. Dom'le, hai să facem o conferință. El fuge. Știi că asta e problema, că și fuge de subiect. Adică pentru că oamenii politici cred că lucrurile astea le-ar aduce mai degrabă prejudicii. Da? Eu personal asta cred. Eu cred că printr-un dialog cinstit, deschis, nu neapărat cu un jurnalist, ci cu societatea. Tu trebuie să faci o conferință în care să explici. Dom'le, am văzut că în spațiu public sunt niște întrebări referitoare la X, Y, Z. Să le lămurim. Asta e diploma mea, astea sunt notele. Da. Exact. Repet, nu sunt doctor docent, n-am terminat Sorbona, nu ăsta e obiectivul meu, am avut cu totul alte obiective în viață. Ok, foarte bine. Până la urmă, fix într-un an, avem alegeri și românii poate să caute pe liste, partidul care are numai doctor de la Sorbona și de la, de la Harvard, să-i voteze pe aceea. E destul de simplu. Da, o să vedem dacă Marcel Ciolacu va face asta, dacă va, sau strategii de la PSD vor
vedea că totuși trebuie o altă abordare pe subiectul ăsta, că altfel va rămâne așa și o să apară diplome și fișe matricole și diplomele de BAC și nu se pupă anii și nu se pupă vârsta și nu se pupă nimic și iar dă declarații care nu se pupă cu precedentele declarații și uite așa o să ținem ca la spitalul de nebuni pe ideea pregătirii politicienilor noștri când ajung în funcții publice și înainte să ajungă în funcții publice. Da, dacă îmi permiți, ca încheiere, domnilor politicieni, nu aveți nevoie de doctorat, pe bune, deci nu au nevoie. Eu nu înțeleg obsesia. Nu e nevoie! Doctoratul e o parte de cercetare pentru mediul academic. Nu aveți nevoie. Nu vă ajută cu nimic. De ce să mă... Le trebuie și lor niște zorzoane, niște volănași acolo, niște tinichele care la un moment dat vor suna în gol. Știi, eu sunt de acord cu tine, pentru că atunci când vezi un politician vorbind, îți dai seama dacă el are studii, cam câte biblioteci sau cărți a citit, dacă are substanță și vocabularul pe care îl folosește sau dacă n-are. Adică eu întotdeauna am rămas cu gura deschisă la oamenii politici care făceau și politică, erau și în Parlament sau prin niște consilii de administrații și au reușit să termine un doctorat în 3 ani. Pentru mine sunt genii, îi voi respecta toată viața, nu, pentru că mie mi se pare imposibil. Uite, îți dau două, că suntem pe final de emisiune și mai cer permisiunea unui minut. Sunt două lucruri care mi-au rămas în cap. Petre Daia, care a spus asta, astăzi când înregistrăm emisiunea vineri, a spus: domnule, eu mi-am dat seama că nu mai sunt ministru când am venit la minister și nimeni nu mi-a turnat apă în pahar. Și mai este domnul Bode, care a zis că el nu poate să nu fie ministru în guvern, că știi că el pregătea acolo o mini-revoluție în Partidul Național Liberal, pentru că dacă nu mai e ministru, chiar dacă e secretar general al PNL, lui nu-i mai răspunde nimeni la telefon. Daia, PSD, Bode, nu e foarte multă diferență intelectuală între cei doi, dar ce spune asta despre mentalitatea lor? În cazul domnului Daia, domnia sa trebuia să aștepte că va fi schimbat, nu e o surpriză, era de așteptat acest lucru. Nu știu, și-a dat seama târziu de dacă abia când nu i-a mai turnat nimeni apă. În cazul domnului Bode, eu mă îndoiesc că nu-i va răspunde nimeni la telefon, pentru că este secretarul general al partidului, el va trebui să se ocupe în perioada următoare de organizarea alegerilor de la anul, deci chiar cred că are un rol extrem de important în Partidul Național Liberal, nu văd de ce ar avea astfel de probleme. Vladimir Ionaș, o plăcere ca de obicei, în ciuda vicisitudinilor din București. Mulțumesc foarte mult pentru acordarea acestui interviu. O să poate trimitem un generator dacă domnul Nicu Șartan nu ne ajută deloc. Mulțumesc mult pentru acordarea acestui interviu. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Alef News.